se mai audă în Partidul Național Liberal de numirea unui nou avocat al poporului. Am văzut că ați atras și dumneavoastră atenția într-o postare pe pagina de Facebook aseară. Ce se mai aude de această schimbare? Eu am fost extrem de răbdător, numai că oamenii nu mai au răbdare. Au fost declarații privind schimbarea din partea actualelor lideri ai coaliției, o vom schimba pe Renate Weber imediat după alegeri. Acum avem și majoritate. Bun, am înțeles etapa de început. Au venit colegii noștri și au spus, domnule, ca să fie pe deplin legal, constituțional ceea ce facem, trebuie revenit cu o nouă cerere. Am revenit cu o nouă cerere. Chiar eu am depus acea cerere. S-a trimis către comisiile juridice. Ultimul termen de raport a fost 31 martie. Deci suntem la expirarea acestui termen, dacă rețin eu bine minte, termenul dat de birou permanent. Aici lucrurile stau foarte simplu. Comisiile juridice iau în discuție cererea de revocare, dau un vot și a doua zi se vine în plen și doamna Weber, dacă există voința politică declarată de liderii coaliției înainte de alegeri și acum, pleacă acasă. E simplu ca bună ziua. Da, există voință politică? Dumneavoastră cum vedeți lucrurile? Deci eu sper că există această voință politică pentru că chiar doamna respectivă n-are ce căuta acolo. Ea s-a ocupat de treburile PSD-ului, nu ale poporului. Eu încă mai am răbdare, am urmărit și acest ultim termen, am venit cu acest apel public și dacă nu, le voi cere liderilor coaliției în fiecare săptămână schimbarea lui Renate Weber până când își vor ține această promisiune față de români.